S-a lăsat frigul și înghețul peste generații. Ulițe și străzi așteaptă să se întoarcă frații. Părinții suspină, Doru și Lalină, când privesc cu fețe triste poze din vitrină. Maică, să nu plângi, copiii tăi sunt bine, muncesc zi lumină, trag cu dinții în țări străine. Și-am vorbit cu ei că am trecut și eu prin asta, când ceva ani în spate mi-am lăsat în urmă casa. Ne adunam după o zi la o vorbă prietenească și printre lacrimi povesteam de casa părintească. Un frate era moldovean și avea aceeași vorbă, că ar da tot salariul pentru un casă.